2. Păstorește oile mele. Păstorirea, duhovnicia, relațiile cu enoriașii. Mă iubești? Păstorește oile mele. Ioan 21:16. Într-adevăr, trebuie să avem dragoste fermă pentru Domnul ca să păstorim cu o sârdie oile Lui. Cine nu-L iubește pe Domnul și iubește lumea aceasta, cine nu iubește oile Lui, ci doar blana lor, acela nu le poate păstori, pentru că nu caută folosul lor, ci pe al său. Bucură-te totdeauna când ești chemat la vreo slujire, pentru că mergi să vorbești cu însuși Domnul și să slujești oilor Lui pe care El le-a iubit până la moarte și încă moarte pe cruce. Filipeni 2:8. Bucură-te și pentru că, slujind mădularilor Lui Hristos, împlinești cuvântul Mântuitorului, care între voi va vrea să fie mare, să fie slujitorul tuturor, după cum și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca să slujească El și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Nu te gândi la plată. Ceea ce ți se dă este de ajuns. Nenorocirea este când iubirea de câștig se strecoară în sfânta lucrare. Vrăjmașul îți pune piedici și săvârșești taina sau rugăciunea în chip fățarnic, nepăsător, spre judecata și osânda ta. Teme-te, de asemenea, cât mai mult de lipsa bunăvoinței, de tărăgânarea și lenea în sfânta lucrare. Grăbește-te către orice sărac și nu-l ocoli în inima ta. Nu spune în sineți: lingura de lemn hărțuiește gura, sau acolo pentru osteneală nu se dă nimic, sau nu merită să te ostenești. Tu slujești Domnului Iisus Hristos, care te va răsplăti cu viața veșnică. Și fericit ești că nu poți să-ți răsplătească săracii, căci ți se va răsplăti la învierea drepților. Fii grabnic cu inima, cu cuvântul și cu fapta, în orice vreme spre slujirea celorlalți, fără nicio supărare sau iritare, oricât de mică, amintindu-ți cuvintele Mântuitorului, care între voi va vrea să fie mare, să fie slujitorul tuturor. Caută cu dragoste la orice om care vine sau se apropie de tine, oricare ar fi scopul, cu care vine și orice profesie, stare și înfățișare ar avea. Orice răutate este nălucirea vrăjmașului, fie că este în tine, ori în ceilalți. Să nu ai știință de ea. Când te cheamă un sărac acasă să-i faci o slujbă și săracul are o înfățișare neplăcută, nu te lăsa ispitit de vrăjmașul și nu te mânia pe sărac în inima ta, ci mergi cu toată bunăvoința acolo unde te cheamă el, ca și cum te-ar chema un om bogat. Frații mei, nu căutând la fața omului să aveți credința în Domnul nostru, Iisus Hristos, Domnul Slavei. Dacă va intra în adunarea voastră un sărac în haină murdară, Iacov 2:1-2, iar de se va întâmpla să fii ispitit din lucrarea diavolului și din nesăbuința și împătimirea ta, adică de îl vei disprețui pe sărac și te vei mânia pe el pentru rugămintea lui, îndată să aduci lui Dumnezeu pocăință sinceră și să-i spui: Doamne, am greșit înaintea Ta, am disprețuit chipul Tău cel viu și împărătesc, căci omul este chipul lui Dumnezeu, Facere 1:27,
departe din pricina fățărniciei mele. Miluiește-mă pe mine și nu mă disprețui așa cum eu l-am disprețuit pe fratele meu și îmi dăruiește mie al cinsti pe fiecare om în chip nefățarnic și al iubi sincer, ca pe mine însumi, după cum zice Scriptura. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei 22:39, Leviticul 19:18. Și ca să te păzești dinainte de această fățărnicie, să-ți aduci aminte totdeauna cuvintele Mântuitorului, care între voi va vrea să fie mare, să fie slujitorul tuturor. Matei 20:26. Și cuvintele apostolului: au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o El celor ce-L iubesc? Iacov 2:5. Pe lângă aceasta, deseori se întâmplă ca săracul să nu răsplătească mai rău decât bogatul. Cum trebuie așadar să-L cinstești pe sărac pentru această jertfa lui? Această văduvă săracă, vei spune fără voie, a aruncat în cutia darurilor mai mult decât toți ceilalți. Marcu 12:43. Înaintea ta, preotule, să fie toți egali, și cei de vază și cei de rând, și cei bogați și cei săraci, și cei fericiți și cei nenorociți. Iar când îți este dat să lucrezi duhovnicește cu enoriașii tăi, să nu-i disprețuiești în a ta inimă pe cei de rând sau pe săraci și pe nenorociți, ci ca deosebită fericire să socotești a sluji săracilor și nenorociților. Făcând pentru ei lucrările duhovnicești ale credinței cu deosebită plăcere și bunăvoință, nu sluji pântecelui tău, căci cei ce fac pe placul bogaților, al celor de vază și fericiți, și disprețuiesc pe cei de rând, pe săraci și nenorociți, slujesc într-adevăr pântecelui lor. Când îți dorești banii sau veșminte de la enoriași, fără a te fi ostenit pentru ele, îndată să te pocăiești pentru această lăcomie sau iubire de câștig, și să-ți amintești cuvintele apostolului Pavel: argint sau aur sau haină n-am poftit de la nimeni. Voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Fapte 20:33-34. Tu nu trebuie să dai celorlalți exemplul iubirii de câștig, al luării de mită și al trândăviei, ci să dobândești totul prin ostenelile tale. Greu este pentru suflet darul însușit pe nedrept. Odată cu darul, noi luăm asupra noastră obligația de ne ruga din toată inima pentru cei ce ne fac daruri, luăm asupra noastră păcatele lor. Împlinește cu bunăvoință rugămințile enoriașilor legate de nevoile lor duhovnicești, punându-te în locul lor, adică închipuieți că tu însuți ai acele nevoi și că tu ești cel ce îl rogi pe părintele duhovnic să ți le împlinească. Și cât de plăcut este când preotul te primește cu blândețe și cu iubire îți făgăduiește serviciul său. Împlinește cu fermitate, blândețe și iubire sufletească rugămințile duhovnicești ale noriașilor tăi, oricât de mult te-ar presa timpul sau oricât de obosit ai fi. Știind că pentru aceasta ești rânduit, pentru aceasta trăiești, să fii sluga silitoare a tuturor mădularilor lui Hristos, adică a enoriașilor tăi. Nu te cruța pe tine, nici trupul tău, nici energia sufletului tău pentru ei, ci jertfește pentru ei și liniștea și sănătatea și tot ce este al tău, și nu aduce ca pretext alte îndatoriri, spunând că nu ai timp. Ia seama că de te vei cruța pe tine și vei sluji enoriașilor fără plăcere sau cu nemulțumire lăuntrică,
atunci și pe tine te vei răni cumplit și nici lui Dumnezeu nu vei fi plăcut, nici enoriașilor nu le vei aduce folos adevărat. Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună. 2 Corinteni 9:7. Ține minte că păstorul cel bun nu se cruță pe sine pentru oile sale și își pune sufletul său, adică viața sa, pentru oile sale. Ioan 10:11. Slujește aproapelui cu bucurie, împlinind cuvintele Mântuitorului. Să fie slujitorul tuturor, după cum și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca să slujească El și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Cu câtă blândețe trebuie să se poarte preotul față de enoriașii săi, care vin la el să se sfătuiască sau să-l cheme la vreo slujbă? Câteodată vine unul să-l cheme să împărtășească un copilaș al cărui tată sau mamă se află în mormânt, iar cei rămași în viață nu au nimic. Și toți sunt în necaz și deznădejde. Ce s-ar întâmpla dacă și preotul s-ar mânia pe ei sau s-ar purta urât? Nu ar omorâ definitiv duhul lor? Adu-ți aminte că omul este suflarea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, un Dumnezeu mai mic. Iubește-l, căci iubirea este de la Dumnezeu. Nu îl disprețui pentru rănile păcatelor lui. Nu-l alunga din inima ta, căci în acest caz, tu însuți ar trebui să fii alungat de toți. Iubește omul în pofida metehnelor lui, pe care le socotești niște boli vremelnice. Și iubește-l așa cum voiești să te iubească și el pe tine, în pofida metehnelor tale. Purtați slăbiciunile celor neputincioși. Roman 15:1. Și așa veți împlini legea lui Hristos. Galateni 6:2. Deseori ți se întâmplă în viață să te ciocnești de oameni neputincioși și vrând nevrând să porți neputințele lor. Poartă-le de bunăvoie și cu răbdare, fără cârtire, fără nemulțumire, avându-l în vedere pe Hristos, dătătorul de răsplată, care a luat asupra sa neputințele întregii lumi. Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Isaia 53:4, Matei 8:17. Datori suntem noi cei tari ca rang, ca putere, ca inteligență și formare, ca avere, ca poziție în lume și ca forță fizică, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră. Că și Hristos n-a căutat plăcerea sa. Roman 15:1-3. Omul tău cel vechi, trupesc, va cere cu stăruință să cauți numai plăcerea lui și să nu porți slăbiciunile celor neputincioși, să nu te îngrijești de ei, să nu cheltui pentru ei, să nu-i rabzi în preajma ta, dar tu nici de cum să nu-l asculți, ci să cauți cu o sârdie să împlinești legea lui Hristos, crezând cu tărie că pentru împlinirea ei te va aștepta cununa nemuririi. Doamne, dăruiește-mi mie să slujesc tuturor celorlalți și să nu caut plăcerea mea. Roman 15:1. Să nu caute nimeni numai ale sale. Filipeni 2:4, ci și ale aproapelui. Aceasta, printre altele, înseamnă să nu te îndreptezi și să te mântuiești numai pe tine, ci și pe aproapele. Să nu te înveți numai pe tine, ci și pe aproapele, mai ales în biserică. Deseori ne este silă să spunem din inimă și cu blândețe câteva cuvinte aproapelui care ne este cunoscut sau unuia din familie care locuiește împreună cu noi sau nu locuiește împreună cu noi.
și nu rare ori vorbim cu El, îi poruncim, îl rugăm, îl întrebăm sau îi răspundem grosolan, în silă, fără plăcere. Și acesta este un lucru păcătos, lucrul omului celui vechi. Efeseni 4:22, Coloseni 3:9. Și în această privință trebuie să ne biruim pe noi și să ne străduim a vorbi totdeauna și cu toți cu blândețe, cu inimă bună, fie că vorbim cu cei ai casei sau cu cineva din familie, care locuiește singur sau cu cei pe care îi întâlnim. Cu toți trebuie să fim blânzi și iubitori, silind inima noastră să fie duioasă și miloasă. Fără silirea de sine înspre blândețea inimii, putem ajunge la învârtoșarea inimii. Noi nu avem o relație părintească sinceră cu enoriașii noștri ca fii duhovnicești, dar trebuie neapărat să dobândim asemenea apostolilor. Trebuie să dobândim dragostea apostolească față de turmă. Nu trebuie niciodată să uităm că noi toți un trup suntem și trebuie să ne îndemnăm unul pe altul la dragoste și fapte bune. Mai ales noi, păstorii, trebuie să ținem minte acest lucru și să-l împlinim. Da, noi trebuie să ținem minte că, dacă noi avem sufletul luminat și vom sta cu tărie în credință și evlavie, atunci și turma noastră va fi mai întărită, mai luminată și va avea viața mai curată. De va fi capul luminat și mădularele vor fi luminate, iar de se va întuneca sufletul nostru din pricina numeroaselor patimi, mai întunecat va fi și trupul bisericii, turma noastră, pentru că între cap și mădulare, între păstori și păstoriți, este o legătură foarte strânsă. De aceea și spus Domnul, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Matei 5:16. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Matei 6:23. Așadar, crezi tu că lăcomia pântecelui tău, iubirea ta de câștig, nu se vor resimți în turma ta, mai întâi de toate, din pricina nepăsării tale față de suflete? Căci ce grijă de suflete poate avea cel ce are grijă de iubirea de argint? Nici o grijă. El este Iuda cel rău credincios și înșelător de demult. El vorbește și despre mântuirea sufletului pentru bani și în auzul tuturor ca oamenii să-l laude. Da, dacă lumina se întunecă în sufletul păstorului, neapărat se va întuneca și în sufletele turmei. Datorită strânsei legături duhovnicești dintre turmă și păstor, dintre cap și mădulare. Dacă tu faci acasă un păcat, de exemplu, te lăcomești, te zgârcești, invidiezi sau te cerți, păcatul acesta se va răsfrânge și în afară, asupra enoriașilor. Dacă sufletul tău a slăbit, sufletele lor cu atât mai mult. De vei sta tu cu tărie în nevoințele sufletești și ei vor fi tari. De vei sta la rugăciune și te vei ruga cu o sârdie pentru ei și ei vor simți acestea. De te vei întări tu duhovnicește, se vor întări și ei. Te vei slăbi tu, vor slăbi și ei. Iubirea păstorului față de turma sa se vede din faptul că își iubește sau nu își iubește oile sale și le iubește atunci când nu se lenevește să le povățuiască în biserică și la ele acasă, prin viu grai, prin graiul inimii, în privința credinței și a îndatoririlor creștinești. Când se sârguiește să dezrădăcineze patimile și obiceiurile și înclinațiile rele din popor, să-i întoarcă pe cei rătăciți în credință la adevărul credinței.
când este gata de ajutor și îi ajută pe cei sărmani și nenorociți, îi mângâie pe cei întristați și este grabnic și osârduitor și atent în împlinirea nevoilor lor creștinești. Ca să iubească cu adevărat oile turmei Domnului, trebuie să se roage sincer pentru aceasta lui Dumnezeu. Nu trebuie să-și mai răsfețe, nici să-și mai alinte prin nimic pământesc inima sa. Căci inima lipită de pământ nu este aptă pentru iubire sinceră și adevărată, nu este aptă pentru propovăduire. Prea dulcele meu Mântuitor, Tu ieșind să slujești neamului omenesc, nu numai în biserică ai propovăduit cuvântul adevărului ceresc, ci ai colindat satele și orașele. De nimeni nu ai fost străin. La toți ai mers și în casele tuturor ai intrat, îndeosebi la aceia căror pocăință sinceră dinainte o vedeai cu ochiul tău dumnezeiesc. Tu nu ai stat acasă, ci ai avut legătura dragostei cu toți. Dăruiește-ne și nouă, păstorilor, să avem această legătură a dragostei cu credincioșii tăi. Să nu ne zăvorâm față de oile tale în casele noastre ca în niște temnițe, ieșind numai pentru a face slujbe la biserică sau prin case. Numai după datorie, numai cu rugăciunile învățate pe de rost. Să se deschidă gurile noastre pentru credința liberă în Duh și dragostea de a sta de vorbă cu enoriașii noștri. Să se descopere și să se întărească iubirea noastră creștină către fiii cei duhovnicești, prin discuția vie, liberă, părintească cu ei. O, ce dulceață ai ascuns tu, Stăpâne, iubirea noastră nețărmurită, în convorbirea duhovnicească, încălzită de dragoste, a părintelui duhovnic cu fiii săi duhovnicești. Și ce fericire, fericire îngerească, fericire dumnezeiască! Și cum să nu mă nevoiesc eu din toate puterile pe pământ pentru o asemenea fericire? Și ea este încă doar un început slab, doar o slabă asemănare a fericirii cerești a iubirii. Iubește mai cu seamă legătura binefacerii, atât a celei materiale cât și a celei duhovnicești, iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării. Evrei 13:16. Când vine la tine vreun enoriaș să te cheme pentru vreo slujire, mai ales dacă te cheamă la vreun bolnav care este pe moarte sau la vreun copilaș bolnav pentru a-l boteza de grabă, să mergi fără întârziere, cu bună voință și cu toată inima și să nu-l trimiți la alt preot, chiar dacă nu ești tu de rând, în afară numai de cazul când ești ocupat cu alt lucru trebuincios. Socotește un câștig fiecare slujire îndreptată spre binele aproapelui, știind bine că slujești lui Hristos însuși, care va da fiecăruia după cum este fapta lui. Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Matei 25:40, spune el, și de vei căpăta atunci când vei sluji aproape lui vreo boală sau vei fi lovit de vreo năpastă, necaze sau nenorocire, durere sau nevoie, să socotești acestea mare milă de la Domnul, care te învrednicește în acest chip de fericirea de a avea parte cu cei ce își pun sufletul lor pentru prietenii lor și merită pentru aceasta plată în ceruri. Matei 5:12. Când ești chemat să faci rugăciunele uzei și pruncului sau să botezi un prunc, sau să împărtășești, sau să faci maslu unui bolnav într-o colibă foarte mică, murdară și înnăbușitoare, și sufletul tău obișnuit cu o locuință spațioasă, curată, luminoasă și uscată, se va dezgusta de acea colibă, atunci, 1. Adu-ți aminte că însuși Hristos s-a născut și a fost pus în iesle. Luca 2:7. 2.
Nu te scârbi de mizerie, amintindu-ți că și tu tot din tine ești făcut și în tine te vei întoarce și că sufletul tău este foarte, foarte necurat înaintea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceasta, de necurăția sufletească, trebuie să te depărtezi și să te temi, nu de cea materială. 3. Nu te teme de aerul umed și necurat, înnăbușitor, căci dacă Dumnezeu este în tine și Dumnezeu este cu noi, El va preface și aerul cel vătămător într-unul sănătos. 4. Adu-ți aminte că în casele bogate, în cea mai mare parte, domnesc lipsa de credință, răceala față de Dumnezeu, îngânfarea, răsfățul, cruzimea inimii, iubirea de argint, zgârcenia și deseori lenea. Iar în cele sărace, credința, râvna pentru Dumnezeu, răbdarea, smerenia, simplitatea, bunătatea și osteneala, ceea ce înseamnă că locuințele sărace sunt mult mai prețuite și mai presus în ochii lui Dumnezeu decât cele bogate. Omul se uită la față, iar Domnul se uită la inimă. 1 Regi 16:7. Omul se uită la rang, la distincții, la haine și la pereți, la bani, la mobilier și la strălucirea exterioară a bogăției lumești. Nu te da înlături de la a boteza în colibele sărace, tu care viețuiești la oraș și ești obișnuit cu măreția palatelor și cu locuința ta spațioasă, frumoasă, curată și comodă. Nu-l disprețui pe cel de jos, nici coliba lui smerită, ci smerește-te în fața lui și fii ca egalul lui. Și nu disprețui căsuța lui săracă, să nu-l mânii pe Dumnezeu prin mândria ta. Iubite confrate, când săvârșești tainele pocăinței și a împărtășaniei sau a maslului asupra unui bolnav care este pe moarte, adună-ți toate puterile minții și ale inimii, toată credința ta spre a transmite sufletului celui bolnav credința și nădejdea ta în Dumnezeu. Credința ta vie și nădejdea ta să strălucească în ochii tăi și pe chipul tău. Pacea inimii tale să se audă în cuvintele tale și în cuvintele rugăciunii. Toată puterea întrebuințează-o spre a revărsa în fiul tău duhovnicesc credința, nădejdea și iubirea ta, pe care el le va căuta în acest timp în privirea ta. Ah, frate! Prețuiește cât poți de mult aceste ceasuri, care sunt poate cele din urmă și pentru tine și pentru el. Pentru tine, deoarece ele hotărăsc de ai fost păstor bun pentru această oaie a turmei cuvântătoare lui Hristos. Păstor care își pune sufletul pentru oile sale, sau năimit care este plătit și nu are grijă de oi, fuge și le părăsește. Atunci când năvălește asupra lor lupul cel înțelegător. Și pentru el, deoarece de ceasul acesta depinde, poate pentru totdeauna, soarta lui în veșnicie, în funcție de cum va primi tainele pocăinței, a împărtășaniei și a Sfântului Maslu. Nu uita că în toate slujbele trebuie să-ți încordezi inima ta spre credință și nădejde, și să arăți tuturor celor ce se roagă în biserică faptul că tu ești un adevărat credincios și cu adevărat ai nădejde în bunurile viitoare. Fața și privirea ta să fie pentru oamenii lui Dumnezeu oglinda în care ei se vadă limpede credința, nădejdea și dragostea ta.